O navă sub pavilion sârbesc a eșuat duminică seară pe Dunăre în Mehedinți. La bordul ei se aflau 5 persoane în momentul în care a fost luată de vântul puternic și purtată pe apele Dunării până în apropiere de locul unde se revarsă în Dunăre râul Topolnița. Nava era ancorată în portul sârbesc Cladovo, dar vântul puternic a rupt parâmele și a împins-o spre malul românesc. Autoritățile din Mehedinți au fost alertate și s-a intervenit cu un remorchier. După cum a declarat Andrei Sănișoară, prefectul interimar al județului Mehedinți, intervenția a fost dificilă, mai ales că vântul cu putere. În aceste condiții, Ministerul Afacerilor Interne a luat decizia închiderii portului din Drobeta Turnu Severin din cauza vântului puternic. Totodată, MAI a prezentat și situația din județele afectate de fenomenele meteo periculoase din ultimele zile. La acest moment, nu mai sunt persoane blocate pe căile de transport rutier. Au fost redeschise circulații auto în condiții de iarnă, autostrăzile A2 și A4. În prezent, nu mai există niciun drum național închis circulații auto. Toate aeroporturile sunt deschise și nu se înregistrează curse aeriene anulate sau cu întârzieri. De asemenea, 13 trenuri înregistrează întârzieri semnificative cu peste 60 de minute, iar 21 de trenuri au fost anulate. Orice situație de risc pentru populație cauzată de vremea severă poate fi semnalată la numărul unic de urgență 112. Județul Mehedin se află sub cod portocaliu de ger începând din această dimineață de la ora 10. Avertizarea meteorologică este valabilă și marți, 10 ianuarie. În intervalul menționat, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania și în Maramureș, gerul se va intensifica, astfel încât minimele vor fi cuprinse în general între minus 29 și minus 15 grade, iar maximele între minus 15 și minus 10 grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.